când jucătorii de fotbal trișează. Nu știam că e posibil să trișezi într-un meci oficial, dar aparent este. Da, înainte să înceapă clipul, am o rugăminte foarte mare pentru voi. Aici vedem dacă sunteți fani adevărați sau nu sunteți. Vreau să mergeți la canalul meu de 40.000 de abonați, care a fost spart sau hackuit, cum vreți să-i spuneți, și să-i dați report, deoarece văd că cei de la YouTube chiar nu răspund. A postat ăsta vreo 1000 de clipuri, nu știu că nu le-am numerat, dar o să vedeți, o să vă arăt acum. Și vreau să mergeți să-i dați report, chiar m-ar ajuta foarte mult acest lucru. Chiar vreau să fie închis canalul ăla, ca să pot să postez videoclipurile pe care le-am salvate pe canalul nou. Ok, hai să vă arăt cum să dați report, scrieți Gian aici, prima oară mă arată pe mine, nu-mi dați mie report, desigur. Iar acesta este canalul care a fost spart, Football TV. A schimbat numele, a schimbat poza, clipurile mele încă sunt acolo. După cum vedeți, omul a postat o grămadă de clipuri, așa că vreau să mergeți la câteva din clipurile lui nou postate. Mergeți pe un clip, de exemplu, vă duceți aici pe chestia asta. Nu știu dacă vă arată pe telefon chestia asta, să-i dați report. Trebuie să intrați pe browser pe telefon și să vă conectați cu YouTube-ul, în caz că nu merge. Îi dați aici, raportează, dați la spam sau conținut înșelător, escrocherii, fraudă. Înainte și aici spuneți channel hacked și îi dați report. Vreau să faceți lucrul ăsta la cât mai multe videoclipuri, chiar m-ar ajuta foarte mult. Sper să fie închis acest canal, să nu mai profite el de chestia asta. Sper să dați la cât mai multe videoclipuri report, chiar am nevoie de ajutorul vostru. Vreau ca toată lumea care mă susține să dea un report acestui canal să fie închis. Sper că o să mă ajutați. Ok, iar acum este timpul să reacționăm la videoclipul nostru pe care îl avem astăzi, și anume când jucătorii de fotbal trișează în meci. Hai să vedem ce avem aici, un videoclip destul de scurt, dar probabil va fi șmecher. Hai să vedem ce avem. Ok, ăsta simulează aici un fel de Florin Tănase. Florin Tănase are mai mult actori în el. Florin Tănase deja are Oscarul. În fine, ăsta simulează aici și probabil o să primească penalti. Da, a primit penalti, arbitrul i-a dat penalti aici. Păcat că n-a fost varul. Dacă era varul, nu mai primea penalti. Și cred că își lua și galben pentru simulare. În fine, hai să vedem ce avem aici. Aici nu știu ce s-a întâmplat. Ăsta văd că a alunecat și a dat cu două picioare probabil în minge și se pune gol acolo. Nu știu dacă avea voie să lovească mingea cu două picioare sau ceva de genul. Nu știu dacă avea voie să lovească mingea din alunecare. Nu cred că e trișat, după părerea mea, însă poate este. Ok, face asta gaura ca să rateze probabil jucătorul advers. Da, și ratează aici jucătorul advers. Sommer scoate penaltiul ăla. A lovit destul de prost mingea aici asta din cauza acelei gropi făcute. Mai departe avem din nou o simulare. Stai ce? Știu că e gol ăsta, e gol valabil. Nu știu dacă se numește trișat. A bătut foarte repede aici Nacho Hernandez. Țin minte golul ăsta, nu cred că e trișat după părerea mea, dar nu știu, poate după alții este. Aici nu știu ce se întâmplă. Ok, ăștia au repus foarte repede mingea de la mijlocul terenului. Nu știu dacă ai voie să repui mingea așa de repede. Trebuie să-ți dea acordul arbitru ca să repui mingea așa de repede. Ce se bucurau băieții în partea altă și ăștia vreau să dea gol. Mai departe îl avem aici pe Ronaldinho, care se duce să bea apă. Ok, se duce acolo. Este liber. Ăla îi... dă mingea acolo din out. Ronaldinho face o preluare probabil și o să paseze. Și este gol aici, din câte țin eu minte. Parcă țin minte și faza asta. Ronaldinho destul de ingenios. Nu știu dacă e trișat, adică 100% nu e trișat. Domnul doar s-a dus să bea apă. Nu știu dacă s-a dus cu intenția de a marca. Poate era doar sete. În fine, aici avem un hands clar. Avem un hands clar și se pare că arbitru a validat golul. Nu știu de ce. Uite, ăsta e trișat, ăsta e trișat, alu Soares. Soares aici apără mingea aia cu mâna. Din câte țin minte a fost în sferturile Cupei Mondiale împotriva Ganei. Această fază, Soares a scos mingea aia cu mâna, a luat roșu, însă portarul, de fapt jucătorul, a ratat aici. După s-a decis meciul la loviturile de departajare, unde Gana a pierdut. Deci sensul lui Soares a fost worth. Mai departe, hai să vedem ce avem aici. Da, ăsta care se preface că simulează. Preface că simulează, au și la mine. Ăsta care se preface că s-a accidentat aici și a pus-o în piedică singur. Bravo, frate, te-ai accidentat singur. 200 IQ.
Ok, un titei se preface că a fost lovit. Mai departe, asta e cea mai mare simulare pe care am văzut-o. Dacă nici simularea asta nu e evidentă, să nu spui că s-a dat penalti. Zici că a fost lovit de tun. Aici Welbeck, cred că se dă penalti până la urmă. Da, s-a dat penalti. Tot Welbeck a bătut și a dat gol. Interesant. Mamă, aici e legat de fair play, frate. Aici deja e legat de fair play, nu mai legat de trișat și de altceva. Într-un fel e trișat, dar nu, urât din partea jucătorului advers aici să fure mingea când jucătorul era jos acolo, era lovit și se lasă aici cu bătaie. Dacă am mai terminat videoclipul, cum am spus, un videoclip destul de scurt. Unele faze au fost interesante, unele nu. A fost ok, să zicem. Sper că v-a plăcut și vouă videoclipul. Nu uitați de like acolo, să faceți și noi 500 de like-uri. Nu uitați să vă abonați pe acest canal și să-i dați report celuilalt canal. Eu am fost Gianni, v-am pupat.